În perioada 1-31 iulie, Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne participă la un program de prepoziționare organizat în vederea consolidării rezilienței autorităților franceze în gestionarea incendiilor. Scopul programului este acela de a reduce timpul de răspuns în cazul procedurii incendiilor de pădure, precum și eficientizarea activității de pregătire a modulelor de intervenție aparținând statelor membre. Programul de asistență a fost prevăzut ca măsură de sprijin pentru comunitățile franceze, după incendiile înregistrate în cursul anilor trecuți. De asemenea, prima misiune însumează 40 de pompieri și 8 mijloace tehnice, 3 autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o autospecială de stingere cu capacitate mare, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă și un microbuz. Printre orașele în care s-a desfășurat deplasarea se numără Arad, Budapesta, Maribor și Padova.